Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou mic uh, tutorial unde vă voi învăța cum să editați template-urile mele deoarece mulți dintre voi mă întrebați bă frate cum să editez template-urile tale că nu înțeleg adică tu le pui și noi nu știm cum să le edităm ok, zice așa să scop melodiile astea două de la o parte că stau fix în mijlocul ecranului și da bă deci Hai să vă învăț eu cum să editați un template de a mea. O să vă învăț chiar acum. Deci uite aici, FreeSync Intro Template by the Aspect, Adică introul 4. Parcă e template-ul 4 făcut de mine. Și vă voi învăța cum să îl editați. Păi intrați, dați dublu click prima pe Cinema 4 de part. Așteptați să vă pornească. Deci puteți, practic, orice Cinema 4 de face chestia asta. Nu vă trebuie neapărat un Cinema 4 de anume. Uitați aici, ne pornește Cinema 4 de ul Așteptăm un pic să se încarce tot, 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 pentru că nu da, pornește un pic mai greuț. La mine nu știu mai la voi cum, cum pornește, dar la mine pornește mai greuț. Dar nu-i bai, așteptăm. Da, deci așteptăm, uite aici. Zice aici. Și am să vă învăț exact ce trebuie să faceți voi, deci exact, exact ce, ce trebuie să faceți voi când să editați un template. Uh, nu neapărat template de-a meu, deci asta nu merge neapărat, deci nu gen, ba, asta trebuie să faci când vrei să editezi un template de-a meu, nu frate, deci trebuie, editezi orice template vrei tu cu chestia asta, metoda asta. Și pornești odată, hai. Așa. Deci, dați închidem pe stru. deci ne-am pornit cineva 4 de ui, ăsta e template, da? Deci ăsta Ok, deci în primul rând ce trebuie să faceți voi să le editați. Vedeți când îi dăm preview, la mine are textura, vedeți, deci așteptăm să le andeze, are textura, da? Na, la voi nu o să aibă textura de pe text. Ce facem noi? Avem aici materialele, pentru că nu o să avem alte materiale. Na. Luăm frumos materialul, opa, nu, luăm frumos silver îl punem aici și aici vedeți că dacă îi dăm acum preview, nu o să aibă textură, vedeți, deci o să fie așa, simplu plat, na. O să dăm aici la projecție și o să dăm pe cubic. Dacă o să dăm pe cubic, ia uitați, o să aibă textură, vedeți? Deci o să fie așa, texturat. Na, deci voi pune textura de pe silver la chestia asta, da? Deci așteptăm să randeze, arată foarte, foarte frumos. Na. Acum avem aici Lightroom, unde scrie Lightroom. Na, dăm aici și aici scrie template. Na, vă puneți de exemplu să zicem că vă cheamă Dănuț, da? Na, edităm ambele chestii. Edităm ambele chestii cu Dănuț și o să arate ceva de genul ăsta. Ia. Mai că vedeți că nu se vede chiar așa, adică se vede dănuț un pic mai în coroana, dăm ținem o pe ziata asta și mutăm așa. Și am se vede fix la mine. Și asta o să fie template-ul. Ia uitați. Dacă mi-e merge un pic mai greu cinema 4 de barna habar am am lag, habar n-am de la ce o fi, dar merge un pic mai greu. Deci după ce ați făcut chestia asta, intrați frumos aici la setări, astea le lăsați așa, save, dați aici și selectați unde vreți voi să se salveze. Deci selectați unde vreți să se salveze, dați save, eu dau cancel că n-am unde. După aia dați aici, să vă asigurați că astea sunt uh, selectate, după aia dați save project file și salvați și asta exact acolo unde... Ați salva chestia aia, da? Na, în frumos din cinema 4 de acum. Și intrăm înapoi acolo la template freezing sync o template asta e, și după aia dăm aici pe aia part. Trebuie să aveți câteva plugin-uri, plugin-urile uh, o să fie mă bă, adică sunt mă bă. Uh, Magic Bullet Logs, Shafir Plugin și Trap Code. Atâta. Deci nu o să fie nu multe plugin-uri care trebuie să le băgați. Acum așteptăm. Și trebuie să pornească. Hai, mă pornește data asta. Așa. Dăm aici mi-am de câteva erori de la pluginuri. bară- n-am ce le dar oricum contează că mere. Ok. No, și acum lipsește ăsta, fagul, Lipsește fagul, Vedeți, deci într o e foarte bun, într o merge, dar ce le lipsește nouă, ne lipsește fagul ăsta. No, îi dăm delete, scoatem, scoatem. Apoi o să vă apară așa o să vă apară gen doar particulele. Ok, dăm file, import, file, după aia căutăm aici, eu am aici la unde și importăm fovul ăsta, fov. La mine se numește așa pentru că am făcut alt intro, da. Și un îl importăm, deci îl vedeți aici, numai că stai alt intro, nu e ăla, dar eu acum vă arăt exemplul, deci nu vă adică voi importați intro pe care l-ați rândat atunci. Na, și după aia, după ce l-am importat, o să apară cam așa. Mă rog, aici scrie elemental, nu contează. Acum copiem toate astea. Le copiem aici. Ștergem camera veche. Și ia uitați cum o să arate. A, stați așa un pic. Particulele le băgați sub. Și o să vă arate cam așa intrul. Mine, o să fie numele vostru și o să fie cinema 4D-ul ăla, dar eu nu mai am cinema 4D-ul ăla. Mai că se randează foarte greu și se vede urât, de-aia mă rog, deci așa se editează și după dați file, export, hai să mai pic să se încarce chestia aia. așa, file, export, altul render, quick, quick, lossless, aici selectați 96, fov și dați render. Și dacă vreți 60 de FPS, dați aici și 60. Deci ce să și dați ok și randați 60 de bebese ori. Păi ok, sper că v-a fost de ajutor acest tutorial, deoarece na, destul de mult să mă întrebați uh, cum să editez un template de ator și chestii. Păi du nici nu durează mult, sincer, eu am mai de 6 minute, na, să editez un template în total cu tot cu randa, durează vreo jumătate de oră cu tot uh, randat cu tot, mă, oricum sper că v-a plăcut și sper că v-a fost de ajutor și ne vedem data viitoare. Bye, bye!